așezate, construite înainte de secolul XIX și după secolul XIX. Cred că era unul dintre cele mai frumoase cartiere. Aici erau mai multe biserici, mănăstiri, lăcașuri de cultură, biblioteci, așa că era un cartier care fi trebuit să fie păstrat. Nicolae Ceaușescu se află într-o campanie de demolări fără precedent. Puțină lume a observat și un alt fenomen, deplasarea unor biserici pe amplasamente unde nu pot fi văzute de nimeni. Câteva exemple apărute săptămâna trecută într-un jurnal occidental. Biserica Sfântul Ioan Moș din apropierea Oborului este ascunsă acum în spatele unor blocuri anonime. Schitul Maicilor a fost deplasat 245 de metri. Biserica Sfântul Ilie, construită în 1747, a fost deplasată 51 de metri și este ascunsă acum undeva pe calea Rahovei, înconjurată de blocuri care o fac să dispară din privirile credincioșilor. Mănăstirea Mihai Vodă de pe dealul Uranus, strada Arhivelor 2, monument istoric, a fost deplasată numai puțin decât 227 de metri. Tot complexul care o înconjura a fost demolat. Biserica de la Cuibul cu Barză, aflată pe strada Știrbei Vodă, a fost deplasată și ascunsă în spatele blocurilor din intersecția cu strada Berzei. Ultimul caz, Biserica Olari din Calea Moșilor, ridicată în 1758, a fost mutată 58 de metri. Am obținut din arhivă câteva imagini pentru dumneavoastră. De ce a vrut Ceaușescu să dărâmă Bucureștiul? Mă uit la biserica asta, Sfântul Ștefan, cu hramul Sfântul Ștefan, de fapt, Cuibul cu Barză. Lăcașul se afla la stradă. Era înconjurat de câțiva pomi, ca și astăzi. Ctitoria era un punct central. Ea domina casele din jur. Constituia un fel de punct de reper pentru o zonă întreagă, pentru un cartier, sau, cum îi se spunea în vechime, pentru o mahala. Aici era o biserică care rezistase un timp, nu fusese demolată și eu speram că nu va fi demolată pentru că ar fi fost bine, ar fi dat bine ca în această imensitate, în această piață, să fie păstrat o biserică care nu era de mari proporții. Era o biserică mică, cu stil și a fost un simbol. Așa că eu am trăit câteva luni, aproape un an, cu gândul și cu speranța că nu va fi demolat. În București, demolările au început în 1984, ca în romanul lui Orwell. Întâi în nordul Dâmboviței, Bulevardul Coșbuc, apoi în Calea Rahovei, pe strada Izvor și Calea 13 Septembrie. În 1985, distrugerile au prins Piața Unirii, Cartierul Dudești, Bulevardul Mărășești, Calea Călărași. În 1986, dezastrul a continuat. Străzile Teodor Speranția, Labirint, Țepeș Vodă, Popanan, până în Bulevardul Mihai Bravu, au fost grav afectate. Știrile apărute în presa străină subliniază scăderea dramatică a calității vieții în București. Atât pentru moment, Iulian Leca. În 1986, totul prevăzut să se dărâme între tăierea între Știrbei Vodă cu strada Berzii și până în Calea Plevnei. Cei care aprobau în ultimă instanță, bănuiesc chiar șeful statului, aceste planuri de sistematizare, probabil, posibil, că aveau o fobie a bisericilor la vedere. Și atunci pe cele pe care nu le-a dărâmat, cazul acesta este fericit, să zicem, între ghilimele, le-a mutat în dărătul blocurilor. Dar într-o zi, am văzut un buldozer îndreptându-se către biserică și mi-am zis, ăștia vor să o dărâme. Am coborât în casă cu un aparat și am început să fotografiez. Evident că securiștii care erau în jurul bisericii și soldați m-au întrebat, ce faci tu aici? Zic, fotografiez. Dar de ce fotografiez azi? Pentru că azi o demolați. Mi-a luat aparatul din mână, mi-a smuls din poate că din greșeală, dar am fost uimit cu rapiditatea cu care a folosit mâinile
mi-a smuls rol filmul și numai că nu mi-a dat un picior în spate. Eu am urcat în apartament și de acolo am fotografiat dărâmarea acestei biserici. Prima turnă a căzut, a doua și după asta biserica a fost distrusă până la temelii. Pentru mine a fost un șoc. În primul semestru din 1987 am căpătat certitudinea că lumea aceasta va dispărea. Dar una e să ți se povestească că dispare și alta e să o vezi cum se prăbușește în fața ta. Degeaba povestești cuiva, nu poți să crezi. De ce a vrut Ceaușescu să dărâme Bucureștiul? În partea din dreapta era mănăstirea Mihai Vodă. O mănăstire care a fost scaun domnesc, după aceea au fost arhivele naționale și a fost demolată mănăstirea, dar salvată biserica și a fost translatată atunci se făcea sistemul ăsta. E cel mai bun mijloc să stergi istoria, să stergi identitatea unui om. Eu nu mai mă numesc cutare legat de o anumită casă sau de anumite locuri, ci sunt cutare care locuiesc în apartamentul 24B, scara B, etajul 3. Milițianul, securistul mi-a spus, dar ce vrei tu să faci cu pozele alea? Zic, nu știu. Ce las că le trimis tu peste hotar. După o lună, două, trei, eu îmi developam singur în laboratorul de fotografii. Mi-a venit ideea, zic, ce ar fi să folosesc sugestia securistului? Și le-am trimis în Occident, în Germania, până au ajuns în Paris și acolo au fost primite cu mare bucurie de o societate, Patrimoine Étranger en Danger, care a declanșat o acțiune de salvare a monumentelor în România. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, prin ambasada sa de la București, a înaintat un protest oficial la Ministerul de Externe. Ce a stârnit reacția dură a diplomației de pe malurile Potomacului a fost dărâmarea Bisericii Adventiste de ziua a șaptea și a sinagogii ebraice de rit sefard din București. Nu este pentru prima dată când oficialitățile de la Washington iau poziție în legătură cu demolarea unor biserici și cartiere. Și în Congres au început să apară voci critice la adresa București. Frank Wolf a făcut zilele trecute, la 7 august, o declarație în acest sens. Din 1983, când s-a aflat în vizită la București, actualul lider de la Casa Albă, George Bush, pe atunci vicepreședinte, nicio altă oficialitate americană nu a mai fost în România. Relațiile reciproce sunt înghețate. Ce va face Ceaușescu? Nu știm, rămâne de văzut. Nimeni până acum, până la Ceaușescu, nu s-a gândit să demoleze un sfert de București ca să construiască un palat. Eu de la bloc am fotografiat la fel vizitele de lucru, inaugurarea, tot fastul care s-a dezvoltat atunci, strigătele, lozincile și aghiotanții. Și iată-ne la, pe strada Știrbei Vodă, colți la întretăierea cu Berzei. Ce vedem acum e altă lume. Trec de partea asta la altă și camera înregistrează blocul acesta foarte mare. Nimic din toate acestea nu exista. Din aproximativ 150 de clădiri care se găseau pe străzile Știrbei Vodă, Berzei, Virgiliu și Calea Plevnei, numai 4 au reușit să supraviețuiască furiei buldozerelor. În 3 luni, între august și noiembrie 1987, locul a devenit de nerecunoscut. Cineva făcea gluma amară că între cartierul arată ca în 4 aprilie 1944, după ce americanii au bombardat Gara de Nord. Altcineva a completat că dacă s-ar găsi carne în măcelării și ar fi cald în apartamente, ar fi exact ca în timpul războiului. Să sperăm că nu l-a auzit nimeni. Vom reveni cu amănunte. Acesta e blocul în care am locuit, la etajul 6. Vedeți cât de aproape s-a construit noul bloc. Demonul era prezent sonor și prin realitate în casa mea, în dormitorul meu. În dreapta mea, mai în interiorul blocului, se afla casa părintească. Era cea pe care Constantin Ciurescu, bunicul meu, pe care nu l-am apucat în viață, a cumpărat-o la numărul 47 din strada Berzei.
Pe măsură ce trecea timpul, adică până în decembrie-ianuarie, am căpătat certitudinea că, într-adevăr, dărâmarea este hotărâtă, deci definitiv decisă. În primele luni ni s-a spus că trebuie să ne pregătim ca să ne mutăm în altă parte, într-un apartament pe care statul ni-l va da în calitate de chiriaș. În momentul în care am văzut, am simțit, am realizat că trecutul se prăbușește complet, adică acest reper al copilăriei, al tinereții și al maturității mele, am spus, e în regulă, plec. Plec din țară. Cu toate că nu-mi dădeam seama exact ce înseamnă să emigrez la vârsta de 60 de ani. După ce am publicat romanul al doilea Mesager la Paris, interzis în România, eram urmărit îndeaproape, în sensul că la 10 metri în spate era un băiat. Când ajungeam acasă, vedeam în fața casei, și aici sau acolo, o mașină a securității. Când urcam în casă, știam că telefonul este ascultat. Așa că eu am trăit câțiva ani buni într-o presiune morală extrem de dură, pentru că e greu să suporți pe cineva care știe că vrei să afli cum ești urmărit și în același timp să nu ai libertatea să dai un telefon la un prieten, să schimbi o vorbă și așa mai departe. Așa că locurile astea îmi sunt dragi și în același timp îmi provoacă multă durere. Aici era o cutie poștală care în fiecare zi era deschisă și scrisorile în plicuri deschise. Deci eu trebuia să știu că scrisorile care le primeam din străinătate au fost citite și că în continuare sunt urmărite. În luna iunie lucrurile au început să se precipite. Aici, pe Cobâlcescu, pe partea dreaptă, se afla un birou al ICRAL-ului și ICRAL-ul acesta era instituția care îți dădea repartiții pentru locuințe. Eu n-am făcut nicio vizită ICRAL-ului, ICRAL-ul a venit la mine. Zice, domnule profesor, dar dumneavoastră știți că această casă se dărâmă? Zic, da, am aflat, n-am fost înștiințat oficial, dar dacă îmi spuneți acum, e prima oară că aud un for al statului că îmi spune că se va dărâma. Și ca atare noi avem obligația să vă dăm o locuință. Și mi-au dat o repartiție unde? Pe drumul Sării, unde pe partea stângă a drumului Sării, dincolo de Academia Militară Generală, dincolo de Răzoare, de fapt, se construia un cartier întreg de case tip. Era un teren viran, mare, în așa fel încât nu existau nici drumuri între aceste blocuri. Era pe pământ se clădeau de la punctul zero, adică pe pământ, fără construcții anterioare. Și ne-am dus odată să vizităm și, într-adevăr, erau apartamentele tip, dar deciși să nu mă mut, fiindcă între timp ceruse în plecare. De ce a vrut Ceaușescu să dărâme Bucureștiul? Aici ne aflăm în apartamentul în care am locuit. Și de aici, de la fereastră și de la balcon, am luat majoritatea fotografiilor, pentru că nu puteam să ies direct pe balcon să fotografiez. Ceaușescu, când venea în vizită, era însoțit de o suită întreagă și privea foarte atent balconul și blocul scriitorilor. Așa că eu, din prudență, trăgeam perdelele și făgeam fotografii într-o fantă. Înainte era cartierul Antim, pe urmă s-a ras totul și era un imens loc viran. Dar pe măsură ce se realizau proiectele, a început să se construiască blocul acesta. Noi am fost fericiți, cei care locuiam atunci în bloc, că nu s-a dărâmat. Așa că, evident că nu aveam cum să nu acceptăm, să se construiască foarte aproape, foarte aproape. Eu aveam dormitorul aici, așa că un an, doi, trei, am trăit într-un zgomot infernal. Se lucra zi și noapte, pentru că era o ordine să se realizeze rapid. Macaralele, benele erau deșertate și lucrau intens zi și noapte. Și eu am trăit o perioadă extrem de dură, dormeam numai cu somnifere și în același timp cu teama că jos mă așteaptă un securist. Am semnat procesul verbal, un proces verbal sec,
în care se predă imobilul din strada Berzii, apartamentul, adică parterul, cu nu știu câte camere la demisol, cu baie, cu bucătărie, nu știu, mi se pare că-i pus și WC-ul. Astea erau elementele definitorii al unei case întregi. După ce am publicat romanul Al doilea mesager la Paris, la editura Albin Michel, roman interzis, și am încercat să reiau firul publicării activității mele de scriitor român. Mi s-a sugerat să public o altă carte pentru a atenua efectul publicării în Franța a romanului Al doilea mesager. Și am zis, da, public o altă carte, vreau să rămân scriitor român în țară, și imediat le-am prezentat un manuscris de novele. După două luni de zile, mi s-a spus că dacă scot o novelă de acolo, care avea similitudini cu romanul Al doilea mesager, îmi publică. Dacă nu, nu îmi publică. Și am zis, nu scot nimic, nu tai nimic, așa cum n-am tăiat și n-am scos nici înainte. Mi-am luat manuscrisul și am fost pus în situația să mă întreb, ce faci, Bujor Nedelcovici, dacă nu ești publicat? Și mi-am zis așa, că un scriitor care nu e publicat, e un scriitor mort. Și am spus, eu nu vreau să accept ca un scriitor, eu, să fiu mort în țara românească. Și din clipa aceea, mi-am spus, plec. Plec din țară cu orice preț. Trebuia să semnăm într-un registru că suntem de acord cu dărâmarea casei. Domnule, materie și de perversitate, asta e model. Și eu mă uit acolo, era un registru din ăsta în care se spunea strada Berzii, imobilul cu tare, etaj, parter, sunt de acord cu dărâmarea casei. Și eu îi spun, nu sunt de acord cu dărâmarea casei. La care ei se uită la mine și ce puteți să scrieți, că nu sunteți de acord, că tot se dărâmă. Și am semnat și eu, nu sunt de acord. Nu știu la ce mi-a servit, măcar pentru sufletul meu, să nu fiu de acord cu o nelegiuire sau cu o mârșăbie. Trăiesc și acum tensiunea, încordarea și așteptarea că în fiecare moment poate să deschidă cineva ușa și să-mi spună, vino cu noi. De altfel, pe ușă scriam, am scris un afiș, să nu deschizi ușa, cu teama că aș putea să rezist. S-a apropiat momentul dărâmării, v-a zis că am semnat că nu sunt de acord, lor nu le-a păsat, am semnat totuși un proces verbal de inventar ce se predă icralului, că icralul era acum cel care prelua casa, și în locul proprietății tale îți dădea un apartament cu chirie. Și asta un mare rafinament. Te mutai din proprietatea ta și îți dădea un apartament tip cu chirie. Noi nu ne-am mai mutat, am refuzat. Și am părăsit casa. Ni s-a spus pe 1 august, părăsiți casa. După ce ne-am mutat aici, m-am uitat și a început dărâmarea propriu-zis. Primul atac a fost asupra ușilor și ferestrelor, mai ales asupra ferestrelor. Cadrele de ferestre au fost scoase din lăcașul lor. Și când am privit casa, era ca un fel de craniu în care nu mai există ochi, există un craniu cu locurile unde a fost globul ocular. Am asistat, aduseseră un, nu un buldozer, din acela un excavator cu brațul foarte înalt, care mușca din pereți și nu vreau să cedeze. După care nu m-am abținut, am luat-o pe fata cea mică, ne-am luat din Covâlcescu 59 și eu stăteam în colț aici, așa, unde e casa Dobrescu. Și am spus, acum iei camera, eu te acopăr cu spatele și tu fotografiezi buldozerul și excavatorul din fața casei ca să prindem și momentul acela. Și l-am prins. Deci astea au fost ultimile imagini pe care le-am avut din casă. Am avut din casă, asta s-a încheiat, am zis asta este, începem o viață nouă, am și început-o. Îți trebuie, știți ce îți trebuie în cazul ăsta, să nu te mai uiți în dărât. După un an și jumătate, mi s-a acordat cu multe insistențe un pașaport. Am fost chemat la secția de pașapoarte de la Ministerul de Externe. Mi s-a întins un pașaport, eu am fost uimit. Mi s-a spus, vrei să rămâi? Bine. Vrei să te întorci? Iar bine. Și eu n-am spus niciun cuvânt, am luat pașaportul și în ziua de 3 noiembrie m-am urcat în tren și am părăsit
România. De atunci au trecut 20 de ani, nu regret că a fost o experiență extrem de dură. Exilul este o moarte, boală, agonie. Vara 1989 se anunță dură pentru dictatorul de la București. Mai multe articole critice au apărut în presa din Occident în ultimele zile. Câteva exemple: în Statele Unite, în New York Times și Boston Globe, la Paris, în Liberation și Le Figaro, la Londra, în Times și Spectator, în Germania, în Frankfurter Rundschau și Die Welt. O știre de ultimă oră: ieri prințul de Wales, moștenitorul tronului Marii Britanii, a ținut la The Civil Trust Building un discurs în care a subliniat adânca sa îngrijorare față de distrugerile pe scară mare a moștenirii culturale a României. Ceaușescu a vrut să demoleze Bucureștiul pentru a distruge trecutul. El și-a dat seama că bucureștenii, locuind în asemenea cartiere frumoase, suntem acum în cartierul Mântuleasa, au identitatea lor. Ori pentru el asta însemna un pericol. Pentru ceea ce era el ca dictator. El nu dorea ca oamenii să aibă propria lor identitate, propria lor viață de familie, propriul lor trecut. Operația de a trasa noi bulevarde, de a construi noi blocuri, de a dărâma casele și bisericele vechi, de a rade de pe fața pământului cartiere întregi, era una de inginerie socială. El vrea să inventeze omul nou, fanatizat de persoana sa. Pe măsură ce îmbătrânea, Ceaușescu era tulburat de amintirile tinereții sale petrecute pe străzile Bucureștiului. Să spunem, o tinerețe umilitoare, de om aflat la periferia societății, un semi-analfabet, un lumpen proletar care nu avea amintirile cele mai plăcute. E bine, și cu acest trecut al său propriu, Ceaușescu s-a războit. La sfârșitul poveștii noastre rămâne totuși o întrebare. De ce a vrut Ceaușescu să demoleze Bucureștiul? Răcorește-te cu Cati Tempo. Ai noua sticlă de 2,5 litri. Același preț, mai multă distracție. În meseria mea am mare nevoie de un zâmbet strălucitor și mă gândeam să îmi fac un tratament de albire. În urma tratamentului de albire, uneori dinții pot deveni sensibili. Eu vă recomand Sensodyne, folosit înaintea, în timpul și după tratamentul de albire. Pentru a-mi păstra dinții albi pentru un timp îndelungat, ce ar trebui să folosesc? Sensodyne Whitening, folosit zilnic, vă ajută să vă păstrați dinții albi. De acum înainte, voi folosi Sensodyne Whitening pentru a avea dinții albi. Din 3 martie, în toate showroom-urile Ford. Descoperă sclipirea neprețuită a diamantelor în strălucirea uimitoare a părului tău, care se simte mai bine ca niciodată. Șamponul Nivea Diamond Gloss cu particule de diamant. O strălucire unică de diamant. Gama Nivea Diamond Gloss. Pentru că frumusețea este o sclipire. Dobânzile depozitelor pe 2 luni de la UniCredit Siriac Bank rămân 7% la euro și 14% la ron până la sfârșitul lunii martie. Iar comisionul de retragere în ziua scadenței este zero. Se apri tuoi occhi, c'è un giorno che inizia, aspetta solamente te. Soffri sulla sfoglia, soffri, c'è la vita, c'è Pauli ogni mattina accanto a te. Cele mai bune croissante de la Pauli. Viața e pufoasă! Răsfață-te în vacanța de Paște numai cu Paralela 45. S-a ieftinit luxul. Crezi că nu te-am văzut?
senzația că am trecut vremea. De 10 ani, Bila alege ce e mai bun pentru tine. Acum la Bila, pulpă de porc fără os la numai 14,99 lei kilogramul. Descoperă noul Lenor cu o nouă tehnologie cu microcapsule de parfum care se eliberează la fiecare atingere. Activează prospețimea cu o atingere a țesăturii. Design, dinamism, eficiență. Descoperă Audi A3 City Edition, un model premium surprinzător de accesibil. Detalii la partenerul dumneavoastră Audi. De jumătate de an, cărțile Adevărul au pătruns în casa ta. Acum ai ocazia să te mândrești cu biblioteca familiei tale. Numai Adevărul îți aduce colecția 100 de cărți pe care trebuie să le ai. Cei mai buni autori străini și români: Dostoievski, Vintile Corbul, Jules Verne, Karl May, Liviu Rebreanu, Boccaccio, Caragiale, Shakespeare, Lev Tolstoi. În casele a peste 350.000 de români, Adevărul a adus deja 4 milioane de cărți. Volume elegante, legate în piele ecologică. 100 de cărți pe care trebuie să le ai în bibliotecă. De joi, 19 martie, Adevărul vine cu o ofertă specială pentru colecționarii cărților Adevărul și reduce prețul de la 10 lei și 99 de bani la 7 lei și 99 de bani. Cărți de calitate la un preț imbatabil. 7 lei și 99 de bani numai împreună cu ziarul Adevărul. Completează-ți colecția în fiecare joi. Urmează o lună cu din ce în ce mai puțini bani pe eticheta de preț Renault. Megane Sedan, cu 4 ani garanție. Acum de la 9.999 de euro cu TVA, preț ce include prima decasare. Nu încerca așa ceva ca să nu ai rădăuprești o face. Sunt dinții tăi protejați după periajul dentar? Până la primul suc? Prânz? Gustarea de după amiază? Sfârșitul zilei? Da, cu Colgate Total. E dovedit clinic că protejează împotriva bacteriilor de dimineața până seara. Noul Colgate Total cu formulă îmbunătățită. Protecție antibacteriană timp de 12 ore. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Știai că atunci când se mișcă, burtica micuțului tău se contractă și se relaxează cu până la 8 cm? De aceea, noul Pampers Active Baby are cele mai elastice benzi laterale care se întind până la 10 cm. Cu ajutorul lor, noul Scutec se potrivește de minune pe burtica micuțului tău. Mai multă libertate de mișcare cu noul Pampers Active Baby cu cele mai elastice benzi laterale. Inspirat de copii. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Generațiile viitoare au nevoie de păduri ca de aer. Vino să plantezi un arbore și să dai numele tău arborelui sădit de tine. Pe 22 și 27 martie, Mihai Tatulici te așteaptă la Dobuleni, Sahara Olteniei și la Iași ca să dai viitorului o șansă la un aer mai curat. Plantează azi pentru mâine. Pe 22 și 27 martie, cu ajutorul tău, România prinde rădăcini. O campanie Realitatea TV susținută de Petrom, cu sprijinul Mai Mult Verde, în parteneriat cu Rom Silva și cu Consiliile Județene.